Aici am W35 de la Acebeam. Este o lanternă profesională, departe de un obiect de hobby, ce ajunge până la 2,6 km, cu o putere de 800 de lumeni. Pe lângă asta are și zoom motorizat, o să vă arăt imediat. Hai să vedem cum arată lanterna și ce mai avem în cutie ca și accesorii. Cum deschidem? Aici avem câteva informații despre lanternă, manualele. Iar aici sub avem un cablu scurt Type-C pentru încărcarea bateriei, un șnur ce putem să-l atașăm la lanternă, niște garnituri de rezervă și lanterna. O să dau acum jos și folia de pe lentilă, cum este recomandat, pentru că se încălzește un pic. Și o să scot și siguranța din spate de la baterie, să vă arăt și ce baterie avem înăuntru. 5000 de mAh, 3,6 V. Aceasta nu are port USB ca celelalte lanterne de la Acebeam și trebuie să o încărcăm folosind portul de aici, din capătul lanternei. Are un port Type-C. O lăsăm înăuntru și o încărcăm când avem nevoie, fără să mai desfacem capacul lanternei. Carcasa lanternei este din aluminiu anodizat și rezistă la submersiune până la 5 metri. Chiar este foarte bine construită și rezistă și la impacturi de la 1,5 metri. Iar aici, în partea din față, avem două butoane, pe lângă cel clasic din spate pentru on-off. Unul este pentru a trece între modurile de iluminare, iar celălalt este acel zoom motorizat ce avem la lentilă, ca să trecem dintre 130 de metri maxim până la 2,6 km. Hai să vă arăt acum și modurile de funcționare. Dacă apăsăm scurt, o să trecem printre nivele de luminositate, de la 8 ore 20 până la o oră jumate, dacă folosim pe puterea maximă. La fel ca și nivelele de luminositate, la fel dacă apăsăm scurt, o să mute automat lentila din ce în ce mai larg, iar apoi o să revină din ce în ce mai strâns, mai focalizat. Acum este pe maxim, sau putem să trecem rapid între ele apăsând de două ori. Acum, această lanternă poate fi folosită fără probleme și la vânătoare sau în cadrul unei instituții, de exemplu la jandarmerie, jandarmerie montană sau chiar salvamont, pentru că construcția ei și fiabilitatea îți permite să faci aceste lucruri fără probleme. Dar mai bine o să las lanterna să vă arate acest lucru, hai să vedem cum se descurcă și pe timpul nopții. Acum cred că e pus pe minim. Mediu maxim. Și avem și turbo. Trece pe modul wide. Aici ar trebui să ajung undeva la 130 de metri. Fără probleme. Și dacă focalizăm, până la 2,6 km. Ce vedeți din Macaraua e la o distanță mai mare de un kilometru și ceva, un kilometru jumate. Și la fel se vede foarte bine, mai ales cu ochii liber, diferența enormă față de ce se vede pe cameră, pe timpul nopții cel puțin. Cam așa se vede din partea cealaltă lanterna, foarte puternică. Și sunt la doar 250-300 de metri. Face până și umbră în spatele meu. Cred că îmi vedeți și voi umbra. Foarte puternică lanterna. Aici se încheie și review-ul de la V35 de la Acebeam. Dacă mai aveți alte întrebări, eu oricum vă stau la dispoziție cu drag mai jos în comentarii. Și vă las aici, până data viitoare, review-ul la L19, fratele mai mic al acestei lanterne.